Și așa cum v-am obișnuit, astăzi o să ascultăm o poveste nouă, o poveste foarte, foarte frumoasă. Ea se numește Iepurașul Kiki și a fost scrisă de câțiva copilași foarte drăgălași. Ei se numesc Greiere Teodora, Andrei Amalia, Sandu Alexia, Panait Gabriela și Andrei Cristian. Ei sunt în clasa 0, clasa 1 și Cristian clasa 2. Deci sunt copilași mai mititei, dar au scris o poveste foarte, foarte frumoasă. A fost odată ca niciodată un iepuraș pe nume Kiki. El se ducea să culeagă morcovi, dar pe drum s-a întâlnit cu o vulpe șireată. Vulpea voia să-l mănânce, dar se prefăcea că este bună și l-a întrebat dacă vrea să fie prietenul ei. Kiki a acceptat, iar vulpea l-a invitat la ea acasă și l-a servit cu un ceai. După ce au băut ceaiul, l-a invitat la o plimbare pe afară și l-a dus într-o peșteră. În peșteră erau și alte vulpi și s-au pus de acord să-l mănânce împreună pe iepuraș. Kiki, inteligent fiind, a înțeles planul vulpilor și când acestea nu erau atente, a fugit și s-a dus direct acasă la el. Când au descoperit vulpile că iepurașul nu mai este, au plecat imediat în căutarea lui. Pe drum, una dintre vulpi a văzut în depărtare o căsuță și a intuit că acolo locuiește iepurașul. Kiki știa bine că vulpile îl vor căuta și ca să nu-l găsească pe el, a pus în căsuță la geam un iepuraș de pluș, iar el a plecat la un prieten. Vulpile s-au apropiat de căsuță, au zărit iepurașul, au intrat, au luat iepurașul de plus și l-au dus repede în vizuina lor să-l mănânce. Însă acestea au fost foarte uimite și șocate când au descoperit că iepurașul nu era cel adevărat, ci era unul de plus. Kiki a rămas împreună cu prietenul lui Bani, care a găsit prin casă un topor și împreună cu Kiki s-au îndreptat spre peștera vulpilor. Aceștia, amândoi, au mers împreună acolo și au omorât toate vulpile pendepsindu-le astfel pentru că au vrut să-l mănânce pe bietul iepuraș. Învățătura acestei povești este următoarea. Nu e frumos să minți că ești prietenos când tu, de fapt, ești foarte, foarte rău. Da, dragilor, vedeți? Întotdeauna trebuie să țineți minte că vulpile sunt foarte, foarte șirete și vor să ne păcălească. Aceasta a fost povestea noastră de astăzi. Eu vă aștept poveștile voastre să mi le trimiteți pe adresa mea de mail, poveștile lui pufi@gmail.com, și până data viitoare, Pufi vă pupă, vă iubește și vă dorește numai, numai și numai bine. La revedere! Tum 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 t